Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la emisiunea Actualitatea Economică. În această seară avem ca invitat pe domnul profesor Dorel Chirițescu. Bine v-am găsit, domnul profesor. Bine v-am găsit și eu. Mulțumesc pentru invitație. Bine ați revenit la noi în platou. Avem o temă care, să zic eu așa, este de actualitate. Dumneavoastră ați scris acum câteva săptămâni un articol într-un site sau într-un ziar de renume, cum oprim depopularea țării. Haideți să discutăm pe această temă care, după părerea mea, în momentul de față este foarte importantă, în primul rând pentru activitatea economică a țării noastre. Aș vrea să-mi spuneți mai exact care, din punctul dumneavoastră de vedere, este soluția stopării migrației populației noastre în afară, în Europa? Cum o vedeți dumneavoastră din punctul de vedere al teoreticianului și al profesorului economic? Da, este o temă pe care am tot ocolit-o în ceea ce mă privește ca și preocupări, însă este o temă care până la urmă m-a atras așa ca și tematică și până la urmă am scris ceva. Să-i spunem numele și reviste, este vorba despre revista Dilema Veche, pentru că Dilema Veche, exact. Nu facem concurență nimănui în Târgu Jiu și nici nu în România. Avem cum, da. Da, nu este vorba despre o firmă sau nu este vorba despre exact. O activitate comercială. Este vorba despre o revistă de cultură, o revistă mai aparte prin formatul și prin problematicile pe care le abordează. Da. Da, este o temă foarte interesantă aceasta depopulării României. O temă pe care o simțim și până la urmă o temă ce are ca fundal un proces pe care îl simțim cu toții, ca să zic așa, și anume procesul de depopulare a României, procesul de golire practică a României de populație. Da. Evident, sunt multe modalități prin care putem să oprim acest proces, dar înainte de toate, cred că ar trebui să încercăm să vorbim puțin despre cauzele pentru care se pleacă din România. Ca și paranteză, mă scuzați, vorbim de, într-adevăr, de un proces. Este un proces vizibil, deoarece, cum bine știm, populația României, la momentul de față, are undeva la 17 milioane de locuitori, care este în descreștere de la an la an, iar studiile arată că undeva în anul 2020 vom ajunge pe undeva la 15.000 de locuitori. Deci foarte drastic, noi știam toți 23 de milioane de locuitori, da? Așa am învățat. Da. Vă rog. Da. Da, este un proces unic. Cu asta cred că trebuie să începem să spunem că este un proces unic prin dimensiunile sale. România este o țară care se află în acest moment pe locul 1 în lume la pierdere de populație pe timp de pace. Da? România a pierdut în ultimii 10 ani, după aderarea la Uniunea Europeană, 25% din populația sa, aproape 5 milioane de locuitori. Nu s-a mai întâmplat cu nicio țară un asemenea proces de o asemenea amploare. Iar, în general, emigrația, adică ieșirea, plecarea de populație din țară, se înregistrează la asemenea dimensiuni numai în perioade de revoluții sau de războaie. Siria, de exemplu, a pierdut mai mult de jumătate din populația sa pe fondul unui război civil devastator, care a durat mai mulți și mai mulți și mai mulți, foarte mulți ani. Iar celelalte țări, ca să revenim cu analiza la România, celelalte țări din zona noastră de interes, țările central și este europene, în condițiile aderării la Uniunea Europeană, nu au înregistrat un asemenea fenomen de asemenea amploare. România pur și simplu este golită, este, dacă vreți, eu situez această problemă a depopulării țării, a plecării masive din țară, ca fiind problema numărul 1 de tip social din România de azi.
Aceasta este marea problemă a României, golirea țării, plecarea oamenilor din România. Sigur, discutând despre cauze, este foarte, foarte clar că principala cauză este aceea de ordin economic. Spre deosebire de celelalte țări centrale și este europene, România a venit în perioada de după Revoluție și până în perioada de preaderare la Uniunea Europeană a venit cu o diferență foarte, foarte, foarte mare de venituri, de o diferență enormă din punct de vedere al nivelului de trai și din punct de vedere al aspirațiilor populației față de celelalte țări vest-europene. Deci România este o țară care vine dintr-un comunism foarte accentuat. România vine dintr-un spațiu închis în care, în interiorul căruia s-a creat o mitologie, un adevărat mit al țărilor dezvoltate. România este țara care a oferit morți, da, pe graniță, înainte de 1989, în încercarea de a evada din acest spațiu. România este țara în care oamenii s-au necat în Dunăre, pur și simplu cu sutele și poate cu miile, nu avem cifre exacte asupra celor care doreau să fugă din România în perioada comunistă. Deci această diferență de nivel de trai, această diferență de ordin economic, neînregistrată de alte țări din zona central și este europeană, poate doar de către Bulgaria, acest mit, această mitologie care s-a creat în jurul țărilor dezvoltate și a nivelului de trai de acolo, coroborate toate aceste lucruri cu ceea ce s-a întâmplat după Revoluție, când diferențele s-au accentuat, culmea, după Revoluție, România a trăit un deceniu foarte apăsat de instabilitate economică și de degradarea vieții economice în anii 90 ai secolului trecut. Deci România pur și simplu a acumulat, ca să zic așa, o serie de cauze foarte, foarte, foarte numeroase. Eu am enumerat câteva, dar toate acestea la un loc au făcut ca, iată, după 2007, până în 2017, să pierdem câteva milioane, să pierdem aproape 25% din populația țării. Și ce este, ca și paranteză, vreau să vin în completarea dumneavoastră, ați adus în discuție cu regimul comunist. Lumea, sau foarte puțină lume, știe că în 1932, tot datorită regimului comunist din Italia, regimul lui Mussolini, o mare masă de italieni au venit și au imigrat în România. Adică au fost, practic, ceea ce ni se întâmplă cu noi în momentul de față. Chiar a devenit în acea perioadă o comunitate importantă care, efectiv, a fugit datorită regimului greu din țara respectivă. Deci, în trecut, România era, să zic așa, un tărâm frumos, da? Da. Și nu numai asta, și polonezi au fugit foarte mulți în perioada celui de-al doilea război mondial în România. Exact. Și italieni în perioada interbelică, dar despre asta e vorba. Până la urmă, procesul poate fi unul, în timp de instabilitate de tip război, revoluție, procesul poate fi unul natural, unul firesc, pentru că oamenii fug pur și simplu din calea unor asemenea evenimente și încearcă să-și păstreze cumva, să-și protejeze cumva viața, care este până la urmă cel mai de preț bun al fiecăruia dintre noi. Dar acestea sunt procese firești, cum să zic așa, oamenii fug din calea dezastrelor, din calea dezastrelor naturale sau de tip social. Dar pe timp de pace, un asemenea proces este de neîntâlnit. România se confruntă cu un proces nemai întâlnit de către o altă țară, o emigrație masivă pe timp de pace, ceea ce este foarte, foarte, este simptomatic pentru noi, este simptomatic pentru situația în care ne aflăm astăzi. Da, discutam despre cauzele de tip economic. Nu sunt singurele, să știți. Pentru că, da, este adevărat, cei mai mulți dintre noi, cei mai mulți dintre concetățenii noștri fug din țară, pleacă din țară în căutarea unui standard de viață, în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit, în căutarea unei situații, să zic așa, unei rezolvări unor situații de ordin economic, situații care în România nu puteau fi rezolvate în niciun fel.
Dar dincolo de asta, mai există un subiect pe care trebuie să-l invocăm în analiza noastră atunci când discutăm despre plecare, despre emigrație, și anume fenomenul de căutare de stabilitate de tip social. Este un fenomen de căutare de liniște, ca să zic așa. Pentru că din această masă de oameni ieșiți din țară, foarte mulți dintre români caută nu neapărat zona economică și nu neapărat realizarea de ordin economic, cât liniștea și stabilitatea și predictibilitatea unor societăți, a unor lumi așezate, unor lumi a căror viață se desfășoară, ca să zic așa, în afara sindromului capra vecinului. România, tot și din cauzele de ordin, să zic așa, mai vechi, dar și din altele de tip nou, dar în primul rând din cauza unei întârzieri în ceea ce privește construcția socială și a relațiilor de tip interuman, România se confruntă cu foarte, oamenii români în general se confruntă cu foarte mari probleme legate de toxicitatea relațiilor interumane. În România, relațiile interumane sunt toxice, sunt stăpânite, sunt guvernate, ca să zic așa, de orgolii, de răutăți, sunt guvernate de ceea ce se cheamă partea negativă a vieții noastre. Și atunci foarte mulți oameni care au, ca să zic așa, poziții bune, mai ales din zona intelectualității sau din zona profesiilor de vârf, oameni care în România, la veniturile pe care le au în România, ar putea să ducă o viață liniștită, preferă totuși să emigreze în căutarea unei asemenea stabilități în afara sindromului caprei vecinului. Este ceva ce nu știu în ce măsură putem recupera și este ceva ce sunt convins că va rămâne încă în interiorul societății românești foarte, foarte, foarte mulți ani de acum încolo. Dacă partea, iertați-mă, să-mi termin argumentația, dacă partea de ordin economic, să zicem că în timp, probabil că de-a lungul următoarei generații o putem rezolva, să zicem că ne apropiem de standardele de viață, ne apropiem de salarizare, cumva se rezolvă, se egalizează, să zic așa, nivelul de civilizație între România și vestul european, această parte de instabilitate de ordin personal și de impredictibilitate de ordin personal nu va putea fi rezolvată foarte, foarte ușor și eu cred că România va rămâne în continuare pentru foarte multe generații un spațiu al sindromului caprei vecinului, o țară intolerantă, o țară care nu promovează valoarea, o țară care distruge valoarea acolo unde o identifică, o țară a abuzurilor, o țară a baronilor, o țară a îmbogățiților aroganți, o țară a prostului crescut care are sau nu are banda, are sau nu are funcție, merge cu nasul pe sus pe stradă și nu-și salută vecinii uneori, nici măcar la intrarea în lift. Deci România va rămâne încă o țară a primitivismului, iar acest primitivism de ordin social și a relațiilor interumane ne grevează foarte, foarte tare. Foarte mulți oameni fug de acest lucru. Mai ales, încă o dată repet, din zona de vârf a intelectualității, oameni foarte bine pregătiți, oameni care pur și simplu doresc să evadeze din acest sindrom care pur și simplu le strică viața. Ați putea enumera punctual 2-3 factori care efectiv, din punctul dumneavoastră de vedere, determină plecarea românilor? Acum 2 zile am citit într-un ziar că efectiv un reprezentant sau să zic administratorul unui restaurant renumit din București efectiv și-a lăsat afacerea sau s-o predea, care nu este nici în cădere, este din contră în creștere și vrea să plece în afară. Putem ști exact sau din punctul dumneavoastră de vedere ați constatat exact care ar fi factorii, pentru că dacă i-am cunoaște sau i-am avea o suspiciune asupra lor, mă gândesc că am putea găsi și soluții de redresare. Nu, din păcate nu avem soluții de redresare, mai ales pe termen scurt, pentru că, așa cum spuneam, construcția de tip social în România este una primitivă și ea va rămâne primitivă pentru foarte, foarte mulți ani și nu se va schimba decât prin acumulări de ordin cultural, acumulări foarte, foarte lente, acumulări pe generații și generații întregi. Așa cum spuneam, da,
ceea ce, exemplul pe care îl oferiți dumneavoastră este unul clasic, în care statul român, în momentul în care și românii în general, noi în general, statul român și noi românii în general, în momentul în care, dar mai ales statul român, în momentul în care se comportă ca și aparat birocratic, în relația cu cetățeanul, are două fețe. Are o față foarte agresivă, foarte urâtă și foarte percutantă în momentul în care se pune problema să distrugă afaceri, să distrugă destine, să distrugă valori și pur și simplu nu-și face simțită prezența în momentul în care tot acest stat este chemat să ajute la bunul mers al treburilor. Adică, vă dau un exemplu, dacă veți merge pe stradă într-o seară, într-un oraș mare din România și chiar prin Târgu Jiu, puteți să vă plimbați ore și nu veți vedea un polițist, să știți. Deci vă spun că nu veți vedea un polițist. Pentru că poliția română nu este preocupată să umble printre cetățeni, să dea siguranță plimbării îndrăgostiților prin parc, sau pur și simplu să dea siguranță mamei care se plimbă cu copilul său la o oră târzie din seară sau chiar oricărui cetățean care iese seara sau pe stradă, da? În schimb, dacă vă urcați în mașină într-o dimineață sau într-o după-amiază și faceți 10 km până la ieșirea din Târgu Jiu, aveți șanse să întâlniți 2-3 echipaje de poliție. Da, aici aveți foarte este ceva inimaginabil, dată. Este ceva inimaginabil cum statul român, da? Este incapabil să-și ofere serviciile în sprijinul cetățeanului, în schimb când este vorba să-și manifeste partea asta urâtă de sancționare a potențialităților contravenții sau infracțiuni mai mult sau mai puțin inventate, atunci imediat își face vizibilă prezența. Deci nu veți vedea decât foarte rar, să zicem, un organism de stat care să meargă la patronul în vizită să spună: doamne, uite, am venit până la dumneavoastră. Deci, uite, am venit pentru că știu că sunteți nou înființat, vreau să discutăm puțin pe legislația noastră, să vă pun la curent, uitați, trebuie să faceți asta, să vă încadrați în standardele astea. Se vorbea, până acum trebuia să ne apară acel ghid de prevenire care nu a apărut încă. Stați liniștit, statul român nu este capabil de așa ceva. În schimb, dacă veți înființa o afacere, fie că este în mediul sătesc, ultimul magazin din colțul unui sat din România, sau să zicem că veți construi un hotel în centrul Târgu Jiului, atunci stați liniștit că vă veți trezi cu 2000 de controle, cu 20.000 de controlori, care mai de care mai interesant purtător de insignă, care mai interesant că nu știu de unde este el, că sunt de nu știu unde. Și atunci este evident că această dublă măsură a statului în raport cu cetățeanul, cu omul de afaceri, cu oricare dintre noi, este o dublă măsură care la un moment dat pur și simplu te enervează și duce la o respingere a unei asemenea stări de lucruri, pentru că până la urmă fiecare dintre noi avem o singură viață. Deci este vorba și aici, în zona organizării de tip statal, a instituțiilor statului, este vorba despre un primitivism nesfârșit al statului român. Este vorba de o atitudine sfidătoare, pur și simplu, la adresa celui care muncește, în același timp fiind, ca să zic așa, foarte toleranți cu tot felul de golani, cu tot felul de infractori pe care îi vedem. Dădeam un exemplu de polițiști care pur și simplu, dacă bea o bere, ai toate șansele să-ți ia carnetul până la ieșirea din oraș, să-ți facă și dosar penal, dar seara, când se aud motocicletele prin Târgu Jiu și se aud de la un cap la celălalt al orașului și merg cu niște viteze enorme și fac uneori oamenii trec și își fac și concursuri de motocicliști, de automobiliști prin oraș, păi nu-i deranjează nimeni. Este ceva, ceea ce se întâmplă în jurul nostru și este unul dintre motive. Ceea ce se Dar sindromul este acela, încă o dată spun, al imposibilității organizării la modul serios al lumii românești, al organizării statale, și atunci oamenii pur și simplu devin pur și simplu și au inima în dinți și spun: domnule, nu mai, gata, mi-ajunge și vreau altceva, vreau mai multă liniște, vreau predictibilitate, vreau să fiu respectat pur și simplu acolo unde sunt și vreau să
Aia este o cauză asupra care ar trebui, pe care eu am enumerat-o și asupra căreia cred că ar trebui să insistăm cumva. Este vorba despre baronizare și despre oligarhizare în România. Este vorba despre stăpâni de sate, este vorba de stăpâni de orașe, este vorba de stăpâni de județe, stăpâni de comune, oameni din zona politicii, oameni din zona aparatului de stat, sau a serviciilor secrete sau a Ministerului de Interne sau a Ministerului Finanțelor, care pur și simplu fac tot felul de aranjamente între ei, pur și simplu care pun stăpânire pe anumite teritorii din punct de vedere geografic și din punct de vedere economic, oligarhizează aceste teritorii, nu se întâmplă nimic fără aprobarea lor, ultimul loc de muncă în instituțiile statului este distribuit cu prin intermediul lor, ultima amendă este distribuită cu sprijinul lor și până la urmă, dacă le devii dușman, este foarte periculos și iarăși trebuie să pleci de acolo sau să pleci din țară. Probabil că oamenii știu exact despre ce vorbim și nu vorbim povești. România devine, din acest punct de vedere, al oligarhizării sale și al imixtiunii politicului până în cele mai mici detalii ale vieții noastre, devine un fel de țară insuportabilă. Da, deci devine un fel de țară din care este bine să pleci. Și atunci pleacă. Aș vrea, după pauza care o să o luăm acum, să vorbim un pic și despre învățământ și stadiul învățământului în România și poate să legăm puțin și, într-un fel sau altul, de această depopulare a României, care, din punctul meu de vedere, cred că are... Poate vorbim și despre modalități de combatere, să vedem ce putem face. Exact. Haideți să luăm o scurtă pauză, doamnelor și domnilor, și vă așteptăm după pauză. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Avem ca invitat pe domnul profesor Dorel Chirițescu și vom continua tema emisiunii noastre, cum oprim depopularea țării. Vreau să vă spun că din ce am citit și am studiat și eu astăzi, undeva prin 1970, când a fost criza petrolului, Germania a făcut un import foarte mare, să zic așa, un import în ghilimele, de imigranți, în special au creat o comunitate turcă în țară, care în momentul de față a ajuns undeva la 3 milioane de locuitori. Într-un fel sau altul, din punctul meu de vedere, cred că i-a ajutat foarte mult la relansarea economică. Ce măsuri sau care ar fi soluția până la urmă și cu această depopulare a țării noastre, ce factori ne-ar ajuta să găsim o soluție? Da, este specific țărilor mari, imperiilor și forțelor importante din punct de vedere economic să aducă forță de muncă înspre centrele de forță economică. Există o lege în economie și există o lege în istorie. În istorie, istoricii spun că demografia face istoria, iar noi, economiștii, spunem că demografia face economia. Nu există stat puternic al planetei de-a lungul timpului, fie că este vorba despre Imperiul Roman sau fie că este vorba despre Statele Unite ale Americii, care să nu absorbă populație foarte importantă din zonele limitrofe, din zonele marginale. Aceasta este o lege de tip social și de tip economic. Este o lege foarte importantă ca migrația să se desfășoare către centrul civilizațional. În momentul de față... Deci ceea ce se întâmplă la noi este un fenomen obiectiv în sine. Numai că el este foarte, foarte, foarte accentuat, așa cum spuneam în prima parte a emisiunii. Deci este un fenomen obiectiv, este o fugă a populației către civilizație, către bunăstare și către prosperitate, către stabilitate și predictibilitate. Este o fugă pe care, asta aș dori să spun acum, nu o putem opri sub niciun fel pe termen scurt. Pentru că membrii ai Uniunii Europene fiind și cu aceste angajamente pe care ni le-am luat, angajamente care țin de asigurarea libertății circulației forței de muncă, asigurarea libertății circulației capitalurilor și asigurarea libertății circulației mărfurilor, noi nu putem să dăm înapoi, să spunem gata, de mâine închidem granițele și nu mai lăsăm pe români să plece, nu-i mai lăsăm pe români să plece dincolo. Nu putem face asta pentru că suntem oameni, suntem un stat cu angajamente foarte importante în această zonă a economiei și chiar a politicii și geopoliticii în această zonă care este Uniunea Europeană. Dincolo de asta,
Când discutăm despre alternative, despre ce putem face, despre cum să facem, că toată lumea se întreabă ce ar trebui să facem, bun. Pe termen scurt nu putem face nimic. Pur și simplu nu putem face nimic pentru că acest proces va continua în ritmuri mai intense sau mai puțin intense. Granițele nu pot fi închise și ca atare libertatea de manifestare a românilor se va manifesta se va Sigur, manifesta în continuare. comentariile vor fi, scuzați-mă că vă întrerup, chiar astăzi am primit pe pagina de Facebook crească locuri de muncă de la un domn sau da salarii mai mari. Da, păi... Sunt cele mai uzuale comentarii, de-aia pleacă lumea în afară. Păi, despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Despre asta e vorba până la urmă. Dați. Ce înseamnă dați? Adică, sigur, am văzut și eu aceste comentarii înainte de a intra în emisiune și, cum să vă spun, am rămas așa puțin mirat de modul în care oamenii abordează lucrurile. Adică, nu putem să dăm. Ce înseamnă să dăm? Ce înseamnă să dăm? Înseamnă să dăm un decret prin care România să fie la fel de puternică precum Germania? Adică putem să o punem pe Olguța sau pe domnul, ziceți că, cum îl cheamă pe primul ministru? Domnul Așa. Tudose. Domnul Tudose. Punem pe domnul Tudose. Domnul Tudose, ne-am gândit, găsim soluția. Care? Domne, dați domnule o ordonanță de guvern să trăim de mâine la egalitate cu Germania. Și atunci românii nu mai pleacă în Germania. Asta nu se face. Asta nu se poate face din punct de vedere economic și asta nu se poate face din alte puncte de vedere, pentru că economia și societatea nu se dezvoltă pe decrete. Și nu se dezvoltă după dorințele postacilor pe Facebook. Această poveste a diferenței de civilizații, a diferenței de potențial economic dintre România și Germania, pentru că tot vorbim de România și Germania, este una de ordin istoric, dobândită în sute și sute și sute de ani. Da? Aceste lucruri nu se dau legi. Gata, de mâine e salariul minim în România 1.500 de euro. Perfect. Am rezolvat problema economiei în România și atunci nu mai pleacă nimeni din România. Nu se poate, pentru că nimeni nu poate suporta competitivitatea economică, potențialitățile și deschiderea și capacitățile economiei românești nu pot susține în acest moment un salariu de 1.500 de euro minim, ca în Germania. Deci aceste diferențe vor continua să existe pe zeci de ani, poate, pe sute de ani în continuare. Ideea este ce facem noi ca țară, luând act de aceste realități. Ok, evident că este vorba despre competitivitate și evident că vom acționa și se acționează. România, noi, economia românească a depășit cumva etapa unei economii foarte sărace sau sărace. Ne apropiem cumva. Se vede că civilizația vestică a trecut granițele spre România. Și cumva indicatorii economici cumva sunt mult, mult îmbunătățiți față de 1998, Ați față de adus în 1990. discuție subiectul dați, cât să dăm, da? Nu dăm Da, prin ordine și decrete. haideți nu prin ordine și decrete, cât plătim salariu sau cât trebuie să dăm. Vreau să aduc în discuție, tot așa, astăzi, tot într-un articol scrie clar, românii muncesc cel mai mult din Europa. Dar pe partea cealaltă suntem ultimii în coada clasamentului în care productivitatea noastră este de doar 51%. Despre asta este vorba, despre competitivitatea muncii și nu neapărat despre Deci, volumul de muncă. până unde putem crește acele salarii? O să creștem salariile la 1000 de euro, dar de fapt productivitatea este la jumătate. Despre asta este vorba. Despre asta este vorba, adică nu putem face economie prin decrete. Da? Gata, de mâine trăim mai bine. Bun, și am dat noi un decret. Adică știți cum e? Ca într-o familie. Familia respectivă, să zicem că are venituri de 3.000 de lei și vine capul familiei într-o seară acasă și spune, gata, m-am hotărât. Păi ce ai hotărât? Uite, de mâine trăim ca ăia care câștigă 5.000 de euro pe lună. Bun, 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 da. Trebuie să câștigi 5.000 de euro pe lună ca să poți trăi de 5.000 de euro Luxemburgul pe are lună. 180%, domnul profesor, productivitate. Vă dați seama? Da, economiile. Cât Economiile, înseamnă? deci, atenție, noi cu cine ne comparăm? Și asta este iarăși aceasta este iarăși una dintre cauzele pentru care se pleacă masiv din România. Noi ne aflăm în proximitatea celui mai important sau poate, eu zic, cel mai important centru civilizațional al planetei. Da?
Deci Europa nu este orice zonă. Europa este mult mai ofertantă ca mod de a fi și mod de a trăi, poate chiar decât Statele Unite ale Americii. Pentru că este o zonă mult mai stabilă, cu o istorie, cu o cultură, cu o frumusețe, cu un farmec. Deci Europa este, din punctul meu de vedere, cel mai important centru civilizațional și de economie al lumii. Da? Cu aceste țări ne comparăm. Deci ne comparăm, să zicem, cu țări. Ne aflăm pe locul 5 în Europa, după un studiu Eurostat, România se află ca și migrație, ca și plecarea oamenilor. Da, și da, da. Aici spune ce putem totul. Face? Ce putem face? Ideea este aceea că, într-adevăr, pe termen lung, trendul despre care vorbeați la început, cum că până în 2050 o să ajungem 5 milioane sau până în 2070 o să ajungem 2 milioane și, până la urmă, conform legilor, să zicem așa, aritmetici, vom dispărea de pe fața planetei, nu este adevărată. Această aserțiune nu este adevărată pentru că, evident, că la un moment dat trendul, tendința va fi stopată și poate chiar cumva se va inversa. În sensul în care foarte mulți români pe viitor și poate chiar mai mulți români pe viitor vor veni în România decât românii care vor pleca din România. Este evident că asta se va întâmpla, dar din păcate eu nu anticipez că asta se va întâmpla curând. Asta nu se va întâmpla, să zicem, în următorii 10 ani sau în următorii 15 ani. Deci procesul va fi unul cu o tendință, din păcate, negativă pe următorii 10-15 ani. Cred eu, anticipez. Pentru că nu numai de vreme de 10-15 ani văd o stabilitate foarte pronunțată a mediului social, a mediului politic și România să devină chiar ofertantă pentru a trăi în liniște în România. Pe termen scurt însă există o soluție pe care, așa cum marile imperii și marile centre civilizaționale atrag forță de muncă din proximitate, din zona lor marginală, așa putem să procedăm și noi prin atragere de forță de muncă din alte zone ale planetei care stau cu ochii pe noi și care ne consideră o zonă destul de interesantă și pentru afaceri și pentru a trăi și pur și simplu pentru a-ți face o familie în această zonă a Europei. Da, dar vedeți, prin firea noastră suntem și un pic foarte mult, acel pic foarte mult rasial și pe partea cealaltă. Și așa este un subiect foarte controversat la momentul actual, ce se întâmplă în Europa cu aceste amestecări rasiale ale raselor efective, care nu știm de fapt unde va duce. Va duce la un război? Care va fi scopul până la urmă? Da, ideea... Cum rezolvăm până la urmă și această problemă cu rasismul care îl avem în sânge? Da, asta este, de fapt, aici vreau să ajung cu discuția. Soluția pe termen scurt este clar că eu nu văd alta și pentru susținerea economiei și chiar pentru susținerea societății românești nu văd alta decât deschiderea României spre o imigrație, spre o intrare de populații în zona noastră geografică din alte părți ale planetei, pentru că dacă România se confruntă cu plecări de populație înspre vest, și cu scădere de populație, alte țări ale planetei se confruntă cu creșteri masive de populație și cetățenii acelor țări sunt în căutarea unor spații geografice. Exact. Statele Unite primesc un milion de emigranți pe an, efectiv, care le dă drept de muncă. Și primesc foarte mulți din zona Asia, Pacific și Mexic. Da? Foarte mulți din zona Asia, Pacific și Mexic. Deci noi, România, trebuie să ne depășim această prostie a rasismului. Este foarte important acest lucru. După ce că suntem săraci, mai suntem și rasiști. Deci aceasta este o mare problemă noastră. Da? Trebuie să înțelegem că oamenii sunt egali între ei pe această planetă și că ei merită să fie respectați chiar dacă sunt albi, chiar dacă sunt negri, chiar dacă sunt galbeni. Trebuie să facem acest pas înainte în potențialitatea vecinătății cu străinul, da? Pas pe care statele civilizate l-au făcut de foarte, foarte mult timp și au construit civilizația pe emigrație. Știți foarte bine că în perioada în care aceste populații nu veneau de bună voie înspre statele europene, statele europene aduceau cu corăbiile negri din Africa. Da, exact. Pur și simplu aduceau sclavi și au adus sclavi masiv, populație masivă înspre aceste zone economice, tocmai pentru a susține economia și tocmai pentru a susține civilizația.
dezbaterea despre sânge, da? Dezbaterea despre puritatea sângelui și dezbaterea despre superioritatea rasei albe sau alte rase în raport cu alte rase este o dezbatere absolut imbecilă, pe care nu o mai pot duce decât oameni primitivi și oameni care nu înțeleg ce se întâmplă de fapt pe planetă în acest moment. De fapt, planeta în acest moment este un spațiu al unei mișcări masive de populație într-o parte și dintr-o parte înspre toate celelalte părți și invers. Deci ne aflăm într-o zodie, într-o perioadă în care planeta nu mai este rasistă. Planeta Pământ nu mai este rasistă. Exact. Germania, da? Până la urmă speră la o creștere economică prin această iară infuzie de da, imigranți. Bineînțeles, dar Germania, da, auziți, deci este, oameni, trebuie să înțelegem și asta odată, pentru totdeauna. Germania a primit aproape 2 milioane de sirieni cu această ocazie. Da? Da. Da? Despre ce vorbim? Germania are nevoie de acești oameni. Da? Europa, Franța, de-a lungul întregii perioade după al doilea război mondial, a primit masiv din nordul Africii. Ce înseamnă rasă? Ce înseamnă puritate de rasă? Ce înseamnă? Asta înseamnă că al șaptelea strămoș de al meu înapoi în istorie nu a fi putut fi grec sau nu a fi putut fi turc? Chemându-mă Chirițescu, eu vă spun că sigur a fost grec. Da? Da? Da. Deci despre ce vorbim? Iar eu sunt român. Da? Despre ce vorbim aici? Despre o prostie. Da? Deci rasismul și ideea purității de rasă și de sânge este o imensă prostie. Da, rasismul există în România, trebuie să o recunoaștem. Este o mare problemă aceasta. Eu am observat-o, ea a fost foarte intens, această problemă a fost foarte intens vizibilă în momentul în care s-a pus problema primirii de imigranți cu această ocazie a crizei din Siria, în momentul în care reacția populației, evident și sub influența mediei, foarte toxică de altfel, pentru că tonul s-a dat din zona mediei centrale, foarte toxic ton, da? Că vin în țară teroriștii, că vin în țară asasinii, de fapt sunt familii. Nu știu dacă ați observat. Da, sunt familii. De fapt, sunt familii care pur și simplu și-au vândut întreaga avere în Siria și în alte părți ale din nordul Africii, în Libia, în Egipt, pur și simplu își vând întreaga avere, apartamente, case, ce pot aduna, strâng 10-15 mii de euro, pentru că au vândut foarte ieftin în această perioadă a acestui exod și pur și simplu au plătit și au riscat viața plecând cu bărci peste oceane și peste mări pentru a ajunge în Europa. Vedeți că emigrații... Rasismul de tip românesc, ca să revenim, rasismul de tip românesc are rădăcini foarte adânci. Da? Dacă ați văzut filmul Aferim, da, a lui Radu Jude. Este foarte interesant să vezi cum acest tip de, această cultură a rasismului vine din istorie, dintr-o istorie îndepărtată, foarte, foarte atent cultivată de către anumite medii din zona culturală românească sau din zona bisericii și din alte zone, din alte zone de organizare mai mult sau mai puțin statală din România. Eu vreau să vă spun că românii sunt și românii au fost în istoria lor în secolul XIX, de exemplu, împotriva evreilor. A existat o mișcare foarte importantă, chiar a unei bune părți a intelectualității române împotriva evreilor. Și acest fapt a întârziat cumva acumularea de capital, formarea băncilor, formarea capitalului industrial, formarea capitalului bancar și a întârziat cumva cu peste 80-100 de ani instaurarea capitalismului în România. Da? Deci lucrurile sunt foarte nuanțate, iar această poveste a imigrației pe care statul român trebuie să cultive și pe care ne putem baza, pentru că până la urmă, așa cum noi exportăm medici și ingineri, putem primi medici și ingineri din alte zone ale planetei, gata, făcuți. Da? Așa cum exportăm forță de muncă brută, putem primi forță de muncă brută. La noi nu mai ai pe cine să chem să-ți repare o chiuvetă sau să-ți sape un trandafir. Înțelegeți? Deci pur și simplu suntem într-o perioadă de foarte, foarte jos din punct de vedere al potențialităților noastre economice, împiedicați fiind de acest exod al emigrației.
Și nu se repară pe termen scurt, înțelegeți? Și cred că nu va fi o problemă că nu suntem și o limbă de circulație internațională. Cum se vede, emigranții toți fug către America, către Germania, către Franța, limbi care, într-un fel sau altul, s-au legat de ele la școală sau sperăm că au ceva cunoștințe sau le învață foarte ușor. La urmă, există o comunitate foarte puternică și în București de chinezi. Există, sigur, despre asta e vorba. Turci, așa cum ei au reușit și au învățat, cred că, sigur, limba, da, nu va fi un impediment în, nu, această... Nu limba este problema, pentru că în baie de limbă, un cetățean al oricărei țări, într-un an de zile, începe să vorbească. Dar problema este politica noastră. Sunt foarte multe firme din România care au început să aducă oameni din exterior, da? Indieni, chinezi. Sunt foarte multe firme care au nevoie de sprijin, de o politică națională în a fi mai permisivi cu acești oameni care vin în România. Este nevoie de o politică de sprijinire a celor care doresc să se stabilizeze în România, nu ca cetățeni români, pentru că dacă îi dai cetățenie, fuge. Da. Înțelegeți? Este vorba de ceea ce aveau americanii, dacă vă mai amintiți, perioada de rezidență foarte, foarte, foarte îndelungată. Adică putea sta un cetățean român fugit în Statele Unite cu rezidență în Statele Unite, dar român fiind, și an și an, poate și 10-15 ani până primea cetățenia americană. Dar altfel și stau românii noștri în Italia, că au 7-8 ani și tot pe rezidență stau. Sigur, dar acum nu se mai pune problema, că în Europa suntem toți cetățeni europeni, deci nu se mai pune problema ca noi să cerem cetățenia lor, pentru că noi oricum, români fiind, suntem egalii lor în spațiul european. Dar un străin venit din alte zone ale planetei, un extracomunitar, acestui extracomunitar poți să-i dai rezidență în România și drept de muncă și să-l ții așa ani și ani și ani de zile, nu din cetățenia română. Că dacă dai cetățenia română, el fuge din teren, din spațiul românesc și atunci n-ai obținut nimic din punct de vedere al întăririi forței de muncă și din punct de vedere al reîmprospătării economiei cu forță de muncă. Deci avem nevoie de asemenea politici, încă o dată spun, avem nevoie să trecem peste această poveste a rasismului nostru funciar. Eu vreau să vă spun că, deși să știți că este foarte, foarte adânc înrădăcinată, eu stau undeva, am o casă undeva lângă Târgu Jiu, eu stau de 30 de ani în Târgu Jiu și stau de 15 ani acolo și încă sunt numit venetic. De către țăranii, de către locuitorii acelui mediu mai mult sau mai puțin rural din zona Târgu Jiului. Deci ei îmi spun ăla, veneticul. Deci este ceva incredibil cum reacționează și contrareacționează românii cu străinii. Noi suntem foarte permisivi atunci când străinii vin ca turiști, vin ca vizitatori ai noștri, dar din momentul în care doresc să se așeze, deja suntem foarte, foarte, foarte intoleranți la străini. Ori peste asta trebuie să trecem și pentru asta trebuie educație. M-a surprins negativ, vreau să vă spun, poziția României în legătură cu acești emigranți, cu această problemă a emigranților. Este incalificabil, este impardonabil ca România să piardă 5 milioane de oameni, iar în momentul în care pe teritoriul României țările europene spun luați și voi 5.000, noi să spunem nu. Noi neavând practică în România, acum fiind una dintre cele mai depopulate țări din Europa. Da, și sigur, până la urmă... o să zică telespectatorii, domnule, totuși vezi că povestea terorismului nu este adevărat. Deci terorismul nu este legat de emigrație, terorismul nu este un fenomen care a apărut acum, cu această ocazie, acest exod populațional, terorismul există de mii de ani, iar statele care nu pot lupta cu marile imperii pe fronturi deschise, folosesc terorismul de mii de ani. Iar francezii, teroriștii din Franța, erau cetățeni francezi stabiliți. La a doua, treia generație. Exact, din 1960 erau unii care erau mult mai vechi. Deci, despre ce vorbim acolo, fenomenul practic nu mai are legătură cu emigrația, da? Ci pur și simplu are legătură cu o anumită politică de tip cultural a statului gazdă. Greșită, din punctul meu de vedere. Adică enclavizarea și cultivarea acestei atitudini și stări de marginalitate a străinului este foarte periculoasă. Germania este un alt exemplu și America sunt exemple de mare succes și Australia sunt exemple de mare succes. Canada, marile state ale lumii, marile state capitaliste dezvoltate sunt exemple de mare succes în ceea ce privește politica
de atragere de populație, politica imigraționistă. Avem nevoie de așa ceva și noi. Deci urgent avem nevoie de așa ceva, evident, în timp mai îndelungați, România fiind până la urmă gata să-și reprimească o bună parte din populația pierdută, dar acei oameni nu vor veni decât în zona pensiei sau atunci când vor fi relaxați din punct de vedere material, iar marea lor majoritate, putem să spunem de pe acum că nu vor mai veni. Îmi pare rău că timpul nu ne permite să mai discutăm pe acest subiect. Sper cu cea mai mare plăcere să mai reveniți la noi în platou cu o altă temă sau chiar legați de această problemă. Și le mulțumim telespectatorilor noștri că ne-au urmărit. Da. O singură frază. Vă ascult. Revenim. Fără rasism, oamenii sunt egali, ne deosebește doar educația, ne deosebește doar potențialitatea noastră, ne deosebește doar ceea ce facem din punct de vedere cultural și fără rasism. Este incalificabil ca în secolul 21 să mai fii rasist, adică să te uiți că ăla e negru și că n-are aceleași drepturi decât tine. Este impardonabil, este ceva de netolerat. Rasismul este de netolerat. Și acest lucru care îl promovați până la urmă în România există, adică sunt comunități, există și este vizibil, nu, da. Nu se întâmplă pentru prima dată, ceea ce se va întâmpla și la noi în viitor. Da. Vă mulțumim pentru invitația acordată și vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă așteptăm joia viitoare la ora 19 la emisiunea Actualitatea Economică. La revedere!